Astăzi am simulat 10 sezoane ale Super Ligii, dar am introdus în FIFA 23 Liga 2, Liga 3 și Liga 4 pentru a vedea cum va arăta după 10 sezoane Superliga românească. În acest episod vom urmări câte trofee de Superliga, Liga 2, Liga 3 și Liga 4 are fiecare echipă, cine e pe primul loc primește un trofeu, dar veți vedea toate acestea, dar haideți să începem cu primul sezon. În primul sezon, Voluntari, Petrolul și Ucluj au retrogradat din Superliga, în locul lor intrând CSEA Steaua București, CSU Timișoara și Csíkszereda. Și haideți să vedem cum au terminat aceste echipe. După cum vedeți, CFR Cluj a câștigat campionatul cu Sepsis Sfântul Gheorghe pe locul 2, FCSB abia pe 4, Rapid pe 3 și Csíkszereda foarte aproape acolo de play-off pe locul 7. În schimb, Steaua București și Poli Timișoara ocupă niște locuri foarte dezamăgitoare, respectiv 12 și 14, aproape de retrogradare. În Liga 2, FC Unirea Dej câștigă campionatul, Concordia Chiajna se apropie acolo pe locul 2, la fel și Oțelul Galați la egalitate de puncte cu Chiajna și cine știe, poate îi vedem în sezonul următor de Superliga. FC Voluntari a încercat acolo revenirea în Superliga, însă doar locul 5 pentru ei. Iar vedem Dinamo cum ocupă locul 15 în Liga 2 față de rivala lor CSEA Steaua, care deja e în Superliga. Bun, și acum vedem echipele care au promovat în Superliga, începând cu Concordia Chiajna, la fel și FC Unirea Dej, campioana Ligii a doua, precum și Oțelul Galați, care revine direct din al treilea sezon în Superliga. Foarte tare! De asemenea, Steaua a reușit să se salveze de la retrogradare, însă echipele care n-au făcut-o sunt CS Mioveni, FC Hermannstadt și Poli Timișoara, care revin în Liga a doua. Deci să mă uit prin Superliga să văd ce jucători avem. Nu sunt foarte multe schimbări, doar vedem vârsta înaintată. Uite și pe băiatul ăsta cu hanoracul pe el. Foarte amuzant. Arlauskis, 36 de ani, și acest Rafael Arace la FCSB, un sud-american interesant. La fel și uite, un alt sud-american, Heber, care la 32 de ani se retrage la finalul sezonului. Iar acum vedem cum s-a terminat de al treilea sezon de Superliga. FR Cluj campioană, FCSB la un singur punct, ceva ce am vedea și în viața reală. Sepsi pe locul 3, Botoșan pe 4, Craiova pe 5 și Rapid pe 6. De asemenea, vedem Oțelul Galați din primul sezon de cum au revenit în Superliga. Locul 8 este foarte decent. În continuare vedem și UTA Arad, FC Unirea Dej pe la mijlocul clasamentului, dar Steaua, Concordia și Csíkszereda, trei echipe care au promovat recent, sunt pe ultimele trei locuri. În Liga a doua, FC Voluntari câștigă campionatul, CSC Dumbrăvița pe 2, Hermașa pe 3. Dinamo urcă ușor, ușor, parcă își revine, așa, caut acolo cu disperare promovarea. Vedem acum echipele care au promovat în Superliga, cu CSC Dumbrăvița, cea care sare la ochi prima oară, apoi Hermannstadt, care revine în Superliga, la fel și FC Voluntari. În locul lor, Csíkszereda, Mioveni și Concordia Chiajna coboară în Liga a doua. În patrulea sezon de Superliga, Sepsi câștigă campionatul după ce an la an au fost acolo în play-off, locul 3, locul 4, locul 5, FCSB, locul 2, clasic. Întrebarea acestui episod este: oare va reuși FCSB să câștige și un campionat? Scrieți în comentarii până la finalul clipului să vedeți dacă ați avut sau nu dreptate. Rapid pe 3, CFR coboară până pe 4, interesant, Farul pe 5, Universitatea Craiova pe 6, FCU Craiova pe 7, Argeș pe 8, Hermannstadt nou promovată pe 9, FC Voluntari cu o poziție mai jos, Steaua București 12 și Țelul pe 13. Dar în Liga a doua, campioana este FC Gloria Buzău, o echipă de tradiție a fotbalului românesc care s-a descurcat foarte bine. FC Petrolul acolo și la 3 puncte de câștigarea campionatului, CSM Slatina, urmată de Unirea Lobozia. Iar vedem aproape de zona roșie, Dinamo pe locul 16. Oare vor retrogăda câinii roșii în Liga a treia? Greu de spus. Iar acum vedem echipele care au promovat în Superliga, și anume FC Gloria Buzău, la fel și Unirea Slobozia, iar în locul lor două echipe de tradiție părăsesc Superliga, și anume UTA Arad și Steaua București. În sezonul următor avem o nouă campioană a Ligii 1 și prima campioană din București, dar nu este FCSB așa cum s-ar aștepta mult, și anume este Rapid București. Giuleștenii câștigă campionatul, locul 2 fiind ocupat de Sepsi Sfântul Gheorghe, apoi CFR pe 3 și FCSB pe 4. CSC Dumbrăvița se apropie acolo la 5 puncte de play-off pe locul 7. După multe
sezoane în care au fost acolo, s-au ținut tare în Superliga. De asemenea, Gloria Buzău ocupă un loc la mijlocul clasamentului, însă Unirea Slobozia și Oțelul ocupă locurile 14 și 15, aproape de retrogradare. Să vedem dacă a retrogradat Oțelul, eu sper să nu, vom vedea. Liga 2 este câștigată de Dinamo, primul trofeu al dinamoviștilor din acest episod. Cixereda pe 2, Hermașat pe 3, Concordia Chișinău pe 4, Steaua București pe 5, au forțat acolo promovarea, însă n-au ajuns în play-off. Haideți să vedem cine a retrogradat și cine a promovat. În sezonul cu numărul 5, lucrurile au început să devină din ce în ce mai ciudate. Liga 1 a promovat Unirea Dej și Viitorul Pandurii, însă eu când m-am uitat pe sezonul trecut, nu văzusem niciuna dintre aceste echipe sus, foarte sus în clasament. Mai exact, Unirea Dej și Viitorul Pandurii ocupau locurile 10 și 7, nu înțeleg cum au promovat. Singura echipă care avea relativ șanse de promovare era Hermannstadt, care ocupa top 3-ul acolo. În Liga 2, Chindia a retrogradat împreună cu Oțelul Galați și Unirea Slobozia. Sezonul următor, Rapid cucerește din nou Superliga, Sepsi pe 2, FCSB pe 3. Gloria Buzău este prima echipă care n-a fost de la începutul jocului în Superliga și a ajuns în play-off. A reușit să o scoată chiar pe CFR Cluj din play-off, care ocupa locul 7, Farul Constanța pe 8, Hermașta pe 10 și la fundul clasamentului vedem FC Unirea Dej, nou promovata, care probabil se întoarce înapoi în Liga 2. Și ce ziceam de Liga 2? Dinamo iarăși câștigă campionatul, al doilea trofeu de Liga 2 câștigat de Dinamo, să vedem dacă poate au reușit câinii roșii să promoveze în sfârșit, așa ar fi normal. Petrolul pe 2, Ripensia pe 3, Unirea Slobozia pe 4, Oțelul ocupă un loc la mijlocul clasamentului. În sfârșit vedem Dinamo în Superliga după 6 ani de așteptare. Dinamo se întoarce în Superliga la fel și Petrolul, care a stat ceva timp în Liga a doua. Ripensia Timișoara reușește și a promovarea în Superliga, bravo lor. Iar echipele care coboară în Liga a doua sunt FC, U Cluj, Voluntar și Unirea Dej. În acest sezon, FCSB reușește în sfârșit să câștige campionatul cu 68 de puncte. Ocupanta locului 2 este Sepsi Sfântul Gheorghe, Rapid pe 3, Farul pe 6 și CFR Cluj continuă prestația proastă, doar locul 7. Iar spre fundul clasamentului vedem Petrolul, Gloria Buzău, CSC Dumbrăvița. Iar după cum vedeți, în Liga a doua, Unirea Dej a reușit să câștige acest trofeu. Bravo lor! Oțelul Galați pe 2, Voluntar pe 3, Utara pe 4. Poate vom vedea o revenire a oțelarilor, să sperăm că da. CSA Steaua București a ocupat un loc foarte bun, locul 6. Cixereda pe 5, iar Universitatea Cluj pe 16. Cepcile roșii o duc din ce în ce mai rău. Sepsi Sfântul Gheorghe reușește din nou să câștige campionatul, FCSB ocupă poziția a doua, iar Oțelul Galați, nou promovat, reușește să urce până pe 5, cea mai mare poziție ocupată de o echipă care n-a fost de la începutul sezonului Superliga. Rapidul pe 6, dar unde este CFR Cluj? Vedem Ripensia Timișoara pe 8, Dinamo pe 13 și CFR Cluj pe 14, până unde au coborât clujenii. Doar Voluntari și Hermannstadt sunt mai jos decât CFR Cluj și Dinamo. Iar în Liga 2, FC Gloria Buzău reușește acolo să câștige campionatul, ocupă prima poziție, Unirea Slobozia pe locul 2, Petrolul se apropie acolo de promovare, Steaua București și CSC Schellenberg ocupă ultimele două poziții din Liga 2. Iar CS Mioveni, prima echipă care a coborât tocmai din Superliga până în Liga 3, ocupă primul loc pentru promovarea în Liga 3. Surprinzător, CFR-ul a reușit să se salveze de la retrogradare, iar FC Gloria Buzău reușește revenirea în Superliga, la fel ca și Unirea Slobozia și nu înțeleg cum Viitorul Pandurii, o echipă care perinda în a doua jumătate a Ligii a doua. Chiar nu înțeleg cum promovează echipele astea. Iar Liga a doua primește din nou vizita celor de la Dinamo București, care nu au reușit foarte mult în Superliga, dar bravo lor pentru că au câștigat de două Liga a doua, poate vor reuși și anul acesta să o facă. În plus, CS Mioveni a reușit promovarea din Liga a treia, iar FC Voluntari a căzut din nou în Liga a doua împreună cu Unirea Dej. Și ce să vezi, FCSB reușește a doua oară în acest episod să câștige campionatul. Miramaș, sincer. Sepsi, o echipă care de-a lungul acestui episod a fost foarte, foarte decentă. Locul 2 acolo, Farul pe 3, Universitatea Craiova pe 4. Oțelul Galați din nou ocupă poziția cu numărul 5. N-au reușit să urce gălățenii, dar este de respectat performanța pe care au reușit-o. Vedem Ripensia, Gloria, Viitorul sunt pe ultimele 3 locuri. Iar deasupra lor, CFR Cluj, care nu înțeleg de ce se descurcă atât de prost.
În Liga 2, UTA Arada reuși și ea să câștige campionatul, Chindia, Unirea Deji și Concordia Chiajna completează play-off-ul, FC Petrolul și FC Voluntar pe 5, 6 și CS Mioveni pe 7. Namo ocupă o poziție destul de dezamăgitoare și anume a 9-a în clasament. Iar Steaua București cred că va retrograda în acest sezon. Am ajuns de acum la ultimul sezon al acestui episod, sezonul cu numărul 10. Începem cu Liga 4 de Vest, cu ASE Ogna de Fier, campioana Liga 4. Vedem pe acolo Flacăra Moreni, Jiul Petroșan, Moldova 9. O ligă destul de decentă, nu văd ceva surprinzător, o echipă de Superliga sau o echipă de mare tradiție. În Liga 3 vedem cum Steaua București, care a retrogradat, n-am arătat asta, dar Steaua București a retrogradat în Liga 3, reușește să o câștige, e și un trofeu pentru ei, bravo lor. Piatra Neamț pe locul 2. Piatra Neamț a reușit la un moment dat promovarea în Liga 2, dar cam atât, mă așteptam mai mult de la băieții din Moldova. Foresta Suceava perindează și apă acolo. Vedem Liga 2 cu Minaur Baia Mare câștigătoare. Minaur Baia Mare, care mi se pare că era în Liga 3 la începutul carierei, nu sunt sigur, s-ar putea să greșesc. Viitorul Pandurii pe 2, Concordia Chiajna pe 3, Ripensia Timișoara pe 4, Poli pe 6, Brașov pe 7, Mioveni pe 8, vedem și Schellenberg, Petrolul, FC Gloria Buzău, Dinamo pe 14, FC Cluj pe 16, Poli Iași pe 17 și Caransebeș pe 18. Iar în Superliga, campioana ultimului sezon este Universitatea Craiova, prima oară când o echipă din Craiova câștigă campionatul în această simulare. FCSB pe un clasic loc 2 și vedem Unirea Slobozia, care ocupă cea mai mare poziție pe care a ocupat o echipă nou promovată în această serie, locul 3 pentru ei, bravo lor. 4 avem Sepsi OSK, Farul Constanța pe 5, Rapid pe 6, Oțelul pe 7 la 3 puncte acolo de play-off, FCU pe 8, Botoșan pe 9, Dumbrăvița pe 10, o echipă care a stat acolo bine în Superliga, chiar sunt foarte mândru de Dumbrăvița, Hermașat pe 11, Chindia pe 12, CFR Cluj pe 13, CFR-ul s-a dus din ce în ce mai jos în această simulare, UTA Arad pe 15 și Deju pe 16, acestea au fost echipele. Da, băieți, cam atât a fost pentru episodul de astăzi și dacă vreți să vedeți un alt episod super tare, aveți chiar aici experimentul cu Dorian Popa în care i-am făcut echipa de vis. Deci clic aici. V-am pupat,